cea de-a doua zi a celui de-al 37-lea congres al Partidului Verzilor Europei. O zi foarte interesantă, cu multă dezbatere utile și pentru România. Din punct de vedere politic, noi verzi, toată Uniunea Europeană, dorim mai multă democrație în Europa. O Uniunea Europeană mult mai integrată, mai socială și mai fermă. De aceea noi propunem ca președintele sau președinta Comisiei Europene, care va fi ales sau aleasă în urma alegerilor europene din 2024, să fie aleasă prin vot democratic de către toți cetățenii Uniunii Europene. E un pas înainte către consolidarea democrației în Europa, lucru așteptat de sute de milioane de cetățeni, în primul rând de generația tânără. Am discutat astăzi și foarte multe probleme economice și sociale. Noi, Verzi, suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă cu energia. Credem că este nevoie de o piață a energiei mai bine monitorizată și mai bine reglementată. În continuare, marile companii de energie fac profituri exorbitante, profitând de criză, de războiul din Ucraina. Noi credem că energia este un bun comun și credem că nu mai trebuie să supere oamenii, companiile mici și mijlocii, consumatorii vulnerabili, care plătesc prețuri din ce în ce mai mari la aceste facturi la utilități. Noi, Verzi, suntem foarte preocupați să găsim soluții de decuplare a prețului la energiei de piața de energie. De aceea cerem ca această piață, atât la nivel european, cât și la nivel național, să fie mai bine reglementată, mai bine monitorizată. De asemenea, am luat astăzi în discuție și problema legată de tranziția verde. Noi vrem accelerarea acestei tranziții verzi. Noi știm că prin accelerarea tranziției verzi toate facturile în energie vor scădea. Noi știm că calitatea vieții tuturor europenilor va crește prin accelerarea acestei tranziții. Vrem bugete verzi mai mari, vrem bugete pentru tranziția verde mai mari, pentru că sunt o serie de zone în toată Europa și câteva zone importante și în România afectate de economia bazată pe combustibilii fosili. Vrem mai multă transparență în gestionarea acestor bugete, inclusiv a bugetelor pentru protecția mediului conjurător, pentru protecția solurilor, pentru protecția animalelor, pentru protecția apelor și aerului. Suntem aici la Viena, 300 de delegați ai Partidelor Verzi din întreaga Europa. Eu, Marius Lazlo, și la mine a fost, suntem delegații oficiale ai Partidului Verzi din România. Țineți aproape de Verzi, vom rămâne în contact cu dumneavoastră și vă încerc Verzi pentru crești bune pentru toți. Mulțumim mult, o zi bună! Bună ziua tuturor! Suntem aici la Viena, la al 37-lea congres al Verzilor Europeni. Noi, Partidul Verde Verzi din România, suntem aici reprezentați prin doi delegați, eu, Lavinia Cosma și Marius Lazar, cei doi copreședinți ai partidului. Am participat la discuții foarte importante aici la Viena, la acest congres, cu privire la modalitatea de a diminua facturile la energie. Nu este normal să existe în Europa și implicit în România cetățeni care să nu poată să-și permită să plătească energia. În același timp, e esențial să nu mai fie debranșați acei oameni care nu își pot permite să plătească facturile la energie. Piața cu privire la energie trebuie reglementată foarte clar prin legislație și aici este responsabilitatea fiecarei țări în parte să vină cu un pachet legislativ de protecție a cetățeanului și nu de protecție a marilor companii care, de fapt, fără să facă mare lucru în plus, pur și simplu li se dublează câștigurile. În același timp, discuții foarte importante cu privire la ce se va întâmpla în 2024. 2024 este un an electoral foarte important pentru România. Avem toate tururile de alegeri și, da, printre aceste alegeri și alegerile europarlamentare, iar în acest sens avem nevoie noi verzi din Europa, avem nevoie cu toții de o strategie comună. Avem nevoie de un candidat comun la președinția avem nevoie de un candidat sau o candidată comună la funcția de președinte și e important să fie acest om sau această persoană să fie susținută de majoritatea statelor membre.
spuneam că este un an electoral important pentru România. Noi, Partidul Verde Verzi, suntem într-un moment în care după mai mult de 7 luni de muncă, de momente în care am mers prin țară și am organizat partidul, am adus alături de noi membrii noi, este important să venim către dumneavoastră cu mesajele verzi, cu tot ceea ce înseamnă justiție de mediu, justiție socială și împreună să găsim aceste soluții la problemele verzi din România. Un subiect foarte important discutat aici la Viena, la Congresul Verzilor Europeni, se referă la tot ceea ce înseamnă tranziția verde. Știu că în acest moment sunt foarte multe speculații cu privire la acest subiect, însă este esențial să fie alocați bani, să avem bugete mult mai mari pentru ca cetățenii, niciun cetățean din Europa să nu aibă de suferit. Și aici este responsabilitatea fiecărui stat în parte să sprijine categoriile vulnerabile, astfel încât să nu existe pierzători ai tranziției verzi și ne dorim de la viitoarea guvernare, în special în urma alegerilor din 2024, să aibă pe agendă soluții concrete. Noi, Verzii din România, Partidul Verde Verzii, avem soluții concrete în ceea ce privește sprijinirea categoriilor vulnerabile care nu își pot permite să plătească un preț al acestei tranziții verzi. În același timp, e foarte important ca economia verde să fie susținută prin pachete legislative, pentru că în momentul de față companiile care operează în România sunt și vor fi nevoite să aibă acest proces de tranziție verde și da, este în continuare responsabilitatea statului român să sprijine aceste companii, dar transparent, să știm cum se cheltuiesc banii, cine beneficiază de aceste fonduri și în ce fel. It's great to have our co-chairs from our Romanian member party, Partidul Verde, here, Marius Lazar and Lavinia Cosma, here at the Congress, 37th Congress of European Green Party, as delegates of Partidul Verde. And I want to thank you very much for the constructive talks that we had on building a bigger platform of green-minded and like-minded parties towards the next 4 elections in Romania. Looking forward for further talks and cooperation.